Bun, și data trecută v-am mai povestit despre selecții pe care vreau să le exersați și aici. Selecțiile se fac prin click pe obiect, dar după cum vedeți, un click îl anulează pe celălalt, cu excepția AutoCAD-ului, așa în toate programele. O selecție anulează pe precedenta. Când vreau să adaug la selecție, pun mâna pe Shift și clichez. Când vreau să scot din selecție, pun mâna pe control și deselectez. Selecția cea mai uzuală e prin click, dar dacă vrem să selectăm toate obiectele astea, ar trebui să găsim metode mai eficiente decât click, 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 da? Și pentru asta s-au inventat ferestrele acelea de selecție crossing și window. Ar avea mai mult sens să vă arăt, nu știu, aici. Da, aici sunt niște obiecte multe suprapuse. Ah, când avem obiecte suprapuse, dacă cursorul a nimerit într-un asemenea loc cu mai multe obiecte, va apare un meniu de selecție din care puteți selecta. Numai că în cazul ăsta nu vrem să selectăm unul sau altul dintre obiecte. Deci dacă fac așa, l-am selectat doar pe unul din ele, iată. Și aici e bine să știți ce faceți pentru că, na, fiind obiectele suprapuse, vă puteți închipui că ați modificat un obiect și le-ați modificat pe toate sau invers. Deci aveți grijă și ca începători vă recomand să vă uitați în toate viewport-urile, să controlați mereu ce faceți. Nu vă limitați la o singură vedere, că s-ar putea să aveți surprize. Deci revenind la cum se face selecția. Selecția se face de la stânga la dreapta dacă vreau doar obiectele incluse în selecție sau de la dreapta la stânga dacă vreau tot ce e inclus și sau traversat. Da? Deci selecții rapide de la dreapta la stânga, selecții de detaliu de la stânga la dreapta încadrând doar ce vreau să selectez. Deci astea merg combinate cu ce v-am zis, cu control, cu shift, cu selecția prin click. Da? Uite, vreau să adaug și denticul ăștia de aici. Da? Am apăsat pe shift ca să nu pierd selecția precedentă și am încadrat și ăștia într-un dreptunghi. Cam asta ar fi metodele de selecție.